Ne bucurăm că ați venit astăzi alături de noi. Asta este o dovadă vie că ne-ați urmărit performanțele din, din ultima perioadă, și mai ales din acest weekend. Și pot să vă spun că este o mare bucurie și o mare realizare, atât pentru Clubul CSM Onești cât și pentru Onești: rezultatul de la Campionatul Mondial de Atletism de Seniori din Statele Unite ale Americii, unde am reușit marea performanță să trimitem două sportive, pe Andreea Panțuroiu la triplu salt și pe Mirela Lavric, sportiva care ne-a reprezentat și în 2012 la Jocurile Olimpice de la Londra și de unde fetele au venit cu niște rezultate aș putea spune excepționale pentru noi. Și când spun asta, mă refer la locul 5 la triplu salt al Andrei Panțuroiu, Andreea care este încă tineret. Și încă are de demonstrat, mulți ani de acum încolo, și rezultatul, mirele Lavric cu ștafeta de 4x400 cu medalia de bronz. După competițiile care au avut loc la finalul acestei săptămâni noi, atât eu cât și Dorina voicei, am numit acest weekend primăvara sportului atletismului oneștean și de ce spun asta? Fiindcă nu sunt singure rezultate care au, au apărut în acest, în acest weekend ci am avut rezultate deosebite inclusiv la campionatul național de marș care a avut loc la Reșița unde am reușit să obținem uh, o medalie de aur și o medalie de bronz cu echipa de Junior 2 și de Junior 3, uh, o medalie de bronz cu uh, sportiva Sibișteanu și uh, inclusiv uh, Mihaela Pușcașu a reușit să-și facă timpul pentru Cupa Mondială, deci urmează să urmărim la Cupa Mondială de marș uh, și medalia de... Uh, bronz la seniori și medalia de argint la categoria tineret. Deci a fost un weekend extraordinar. Să nu uităm că acest rezultat la mondialele de atletism vine după 15-20 de ani aproape. Ultimul rezultat în cadrul județului Bacău la campionatele mondiale de seniori a fost în anul 1999, când Mihaela Melinte a ieșit campioană la uh, ciocan. Sperăm și ne punem uh, mari uh, ne ne punem mari speranțe de fapt în uh, acești copii minunați, în acești atleți minunați și când spun asta mă refer la atât la Andreea Panțuroiu care a fost și sportiva anului pe 2015, la Mirela Lavric care a fost sportiva anului și a predat ștafeta Nadia Comăneci în anul 2013 la Gală, în Menicescu Andrei și în Terpezan Alexandru care sperăm să se califice la Jocurile Olimpice de la Rio cu ștafeta de 4 de 100, 100. și de ce nu speranță este Mihaela Pușcașu, care s-ar putea și a se califice la marș pentru Jocurile Olimpice de la Rio. Ce este de remarcat și ce este de uh, spus este faptul că acești sportivi care au fost uh, legitimați în anul uh, 2011, Mirela Lavric în ianuarie și în 2012, uh, Andreea Panțuroiu sunt sportivi care au crescut în acest club, care uh, au uh, Performat alături de noi, sportivi de care clubul a fost extrem de preocupat, erau doar niște copii la timpul acela, dar datorită faptului că Oneștiu n-a putut niciodată să asigure niște condiții uh, uh, bune nu foarte bune, bune, de antrenament uh, pentru disciplina atletism, atunci am fost nevoiți ca timp de 5 ani, 6 ani de zile să-i pregătim în alte baze, în alte baze sportive și iată că rezultatul de fapt rezultatele au început să apară. Sunt extrem de fericită nu pot decât să felicit sportivele, să felicit antrenorii, pe Viorica Pintilie și pe Mihaela Nicoară să le spun că am crezut și cred în continuare în ele, și cred în performanțele acestor sportivi. Și să sperăm că vor face un, o figură frumoasă atât la campionatele europene peste o lună și jumătate, cât de ce nu și la jocurile olimpice. Cred eu că este unic pentru onești și nu cred, asta este realitatea. Atletismul oneștean. De-abia acum a început să trăiască, fiindcă noi, ne am fost renumiți în gimnastică. Și să sperăm că vom duce tradiția mai departe și la gimnastică, am fost renumiți la haltere, am început în alta performanță cu Florica Lavric la canotaj, dar iată că și atletismul din 2012 a început să-și ia zborul și, de ce nu, să scrie istorie. Vă mulțumesc!